manipulări, interese și controverse. Nimic nu trebuie lăsat la voia întâmplării. Evenimente, declarații și personaje. Sunt Victor Popescu și vă aștept în fiecare vineri seara, începând cu ora 21, la emisiunea Săptămâna într-o oră, o analiză totală marca TV Sud. Bună seara, doamnelor și domnilor, din nou aici la Săptămâna într-o oră la TV Sud. În această seară vom avea câteva teme importante de dezbătut împreună cu invitatul pe care l-am adus pentru dumneavoastră. Sigur o să-l apreciați, îl cunoașteți cu toții, dar înainte de asta trebuie să vă dau niște vești așa de început. Prima veste, nu știu dacă e bună sau rea pentru dumneavoastră, am senzația în ultima vreme că am rămas cam singurul jurnalist independent din județul Gorj. Sper să nu mă înșel, dar cam toate premizele, dovezile pe care le-am adunat în acest sens se pare că duc în direcția asta. Nu știu, v-am zis, nu știu dacă e o veste bună sau rea pentru dumneavoastră. A doua veste e că s-ar putea să fim conduși, dragi gorjeni, în special de oameni care la un moment dat i-au cărat valiza și pantalonii fostului lider de partid, Ionel Manțog, condamnat pentru corupție la un moment dat, și de către un cămătar sau fost cămătar care are multe de spus în zilele astea la nivelul județului Gorj. Nu vă spun despre cine e vorba, dragii mei, vă las pe dumneavoastră să vă gândiți, poate într-o emisiune viitoare o să vă spun și numele acestor personaje care vor decide destinele Gorjului, vor decide în ce direcție ne îndreptăm, mai ales că urmează și alegeri locale și parlamentare în anul ce a început deja. În această seară v-am adus, așa cum v-am spus, un invitat special. Este vorba de domnul Gigel Jeanu, este primarul municipiului Motru. Bună seara, domnule primar! Bună seara și mulțumesc pentru că o să deranjați mai mult colegii de braslă, dacă spuneți că sunteți singuri. Da. Nu știu, am senzația asta în ultima vreme, pentru că după penultima emisiune pe care am realizat-o aici, am primit niște mesaje așa, și de la colegi de braslă și de la oameni din politică, cum că m-aș fi amestecat în niște jocuri de imagine, de culise pe care le fac politicienii înainte de campania electorală. V-am zis că nu l-am adus întâmplător pe domnul Gigel Jeanu în această seară aici pentru a discuta chestiunile care s-au derulat importante în viața politică și publică a județului Gorj în această săptămână. Este un politician, un om de administrație pe care eu îl apreciez. Vine din lotul celor tineri, celor care fac altfel de politică. Discutam înainte de a începe emisiunea despre faptul că dumnealui nu-i cunoaște pe mulți care au decis destinele județului Gorj, indiferent de formațiunea din care au făcut parte. Și pe mine mă bucură asta, mă bucură să discut cu un om care nu a mai făcut politică, care nu a fost în cârdășie cu tot felul de indivizi, care, iată cum vă spuneam, au fost și pe la pușcărie pentru fapte de corupție și care acum sunt mari driguitori așa pe la spate, că nu mai au tupeul să iese în față, dar îi coordonează pe cei care sunt astăzi în Parlament, sunt în Consiliul Județean și prin alte instituții de decizie până la urmă, căci despre asta e vorba. Domnul Gigel Jeanu și-a dorit foarte mult să obțină mandatul de primar la Motru. L-a obținut cu multă muncă atunci și cu ajutorul unui distins domn. Mă refer aici la regretatul domn Militaru. Da, păcat că nu mai este printre noi. Cred că ar fi fost nevoie în vremurile astea de o personalitate cum era Severus Militaru. Da, îmi zic colegii să ne uităm dacă e pornită la valiera dumneavoastră, dacă are butonașul roșu aprins. Este aprinsă, vă transmit eu și putem începe emisiunea. Domnule Gigel Jeanu, în primul rând trebuie să discutăm despre măsurile guvernului Orban. Dumneavoastră faceți parte din PNL, chiar dacă nu v-am prezentat la început, sunteți vicepreședinte al Partidului Național Liberal, filiala Gorj, partid care, iată, este de 3 luni la guvernare.
Da? Da. Trebuie să vă spun în primul rând că, într-adevăr, și eu îi simt lipsa domnului Militaru, pentru că atunci când am intrat în politică, nu neapărat că îmi doream foarte tare să ajung primar, am vrut să fac echipă, am fost solicitat și am vrut să fac echipă și la momentul respectiv cred că am făcut echipă cu unul dintre cei mai buni, din Motru, politicieni. Și de la care probabil aș fi putut să învăț să fac politică mai bine, pentru că eu ca primar fac mai mult administrație, am intrat pentru administrație, dar cum activitatea asta în administrație este strâns legată, împletită cu politica, suntem nevoiți să mai facem și politică. E adevărat că dacă lucrurile ar merge foarte, foarte bine în administrație sau așa cum ar trebui să meargă, ar fi mai mult timp și de politică și poate că implicarea mea alături de ceilalți ar lăsa urme sau mi-aș pune amprenta caracterul meu și în politică, dar cum în administrația din Motru este extraordinar de mult de muncă, sunt foarte multe probleme de rezolvat, foarte multe piedici, frâne și toate elementele de genul acesta, sunt nevoit să fac mai puțin activitate politică. Acum se apropie alegerile și va trebui să Pe finalul emisiunii o să discutăm pe îndelete despre alegeri și contracandidați. Vă întrebam despre măsurile guvernului Orban, pentru că observăm așa cu indignare poate mulți dintre noi că guvernul acesta tinde să devină unul nepopular prin măsurile pe care le ia. Pentru unii nepopular. Acum nu pot eu să generalizez. Discut aici despre banii de pensii. Au fost discuții în spațiu public că nu s-ar găsi bani pentru acea majorare, deși s-au dat asigurări și reasigurări atât din partea domnului prim-ministru cât și din partea vicepremierului. Încă există o rumoare așa, mai ales printre cei care încasează pensie și care sunt beneficiarii direcției ale unor măsuri de majorare. Există o rumoare pentru că cineva are interesul să întrețină și să provoace această stare de spirit. Nu am auzit niciodată că nu vor da pensii sau că nu vor mări pensiile conform programului, dar să știți că în același timp eu înțeleg prin ce trece guvernul, că este extraordinar de greu să vii la guvernare după o guvernare de stânga, după PSD. La nivel local, vin după o guvernare de stânga, după PSD, de foarte mulți ani și numai eu știu ce am găsit, ce acolo și că de 3 ani și ceva, eforturile mele în loc să fie ca să facem ceva pentru oraș, sunt ca să rezolv probleme și să fac față frânelor și piedicilor. Domnul primar, dar nu să vă întrebe, uite domnule ce am auzit la televizor, uite partidul nostru auzim, chiar dacă este un fake news, cum ziceți dumneavoastră, am auzit că nu sunt bani de pensie anul ăsta, să primim 40% la pensie, că nu sunt bani de majorare a locației. Cum vă oprește publicul pe stradă alegătorii dumneavoastră? Să știți că sunt și părerii pro și contra, adică oamenii înțeleg, nu mai vorbim de un public sau de o populație neinformată. Și după ce ai trecut prin ce ai trecut, după ce multe lucruri nu s-au confirmat, după ce multe lucruri lansate în spațiu public ca certe nu s-au confirmat, oamenii sunt mai reticenți în a recepta ceva ca fiind adevărat. Și atunci așteaptă să vadă și este foarte bine să li se confirme că de fapt nu vor pierde la pensii, nu vor pierde la salarii și vor fi date la timp și conform programului chiar mărite. Au fost și ceva întârzieri. Sunt la încasarea pensiilor, de exemplu, luna trecută. Să știți că de multe ori, uitați, luăm exemplu de la Craiova, când pensiile toate, imediat după schimbarea guvernării, toate pensiile au fost date micșorate. Au fost făcut un gest intenționat, consider eu, ca toți pensionarii să creadă că noua guvernare PNL a tăiat ceva. Doar acolo. Credeți în Dolj. Se poate ajunge și, la da, nivelul da, ăsta? Da, se ajunge acolo și rău unei categorii și de apoi, oameni. Și apoi reprezentanții casei de pensii au spus că a fost o greșeală de calcul și au dat diferența. E suficient să lansezi să injectezi ceva populației ca populația, chiar dacă după aia se constată că nu a fost adevărat sau că nu e adevărat, să rămână cu un gust amar. Și unii se ocupă cu astfel de lucruri.
știri false, răstălmăciri de declarații, poate că și cei care informează au, nu comunică exact așa cum ar trebui, au probleme de comunicare nu, da. Și atunci lasă loc de interpretări, dar situația de fapt este cu totul alta. De exemplu, am văzut că PSD-iștii din Gorj, cel puțin Weber și Cârciumaru, au devenit postaci ultraprofesioniști pe Facebook în ultima perioadă. Ieri am văzut la domnul Weber ceva dis de dimineață despre programul Prima Casă. Ia, domnule, uite ce au făcut nenorociți ăștia de PNL, nu o să mai dea bani la tineri pentru prima casă, se pierd nu știu cât, o să, practic, tinerii vor fi nevoiți să ia banii de la băncile comerciale cu dobânzi ridicate. Da, și mi se pare o avalanșă. Cam ce fac acum PSD-iștii, deși nu erau preocupați în trecut de social media, peneliștii făceau asidu. Cred că au ajuns un pic la putere și cu, prin comunicare, mai ales în online. Iată că acum au preluat obiceiul ăsta și Weber și Cârciumaru. Nu știu că fac, nu cred că o fac ei personal, cred că au oameni angajați pentru asta. Evident, și se lansează multe informații. Evident că sunt angajați și sunt angajați profesioniști, pentru că se vede chiar la dumneavoastră foarte mulți oameni din presa gorjeană, cei pe care îi cunoaștem, dar la fel se întâmplă și la centru și sunt exemple când oameni din presă, oamenii profesioniști sunt cooptați de partide tocmai pentru că au modalitatea asta ușoară sau se pricep să comunice, știți, să răstălmăcească, să transforme o știre în, să direcționeze și să-i dea avantajul celor care îl plătește. Și de aici vedem ceea ce... Domnule Gigergeanu, pe problematica pensiilor speciale, vă rog să vă pronunțați, poate aveți și în municipiul Motru oameni care încasează pensii speciale, care ar fi urmat. De exemplu, aveți fostul primar, nu? Ar trebui să ia pensii, că a fost acolo la manete... Și un viceprimar. Da. Vreau să vă pronunțați părerea dumneavoastră personală și să-mi spune și dacă acei domni sau alții au depus până acum dosare pentru aceste pensii speciale. Solicitările, da, au fost depuse. Au fost depuse. Da. Punctul meu de vedere este clar. Sunt împotriva pensiilor speciale. Nu sunt de acord cu pensiile speciale. Sunt pe principiul că pensia ar trebui să respecte principiul contributivității. Pensii speciale, în adevăratul sens al cuvântului, acum dumneavoastră, ca specialist în comunicare, o să ziceți, o să vă legați, da, militarii, dar nu mai știu ce. Nu, vorbim de pensii speciale, nu pensii de serviciu. Nu pensii de serviciu. Nu, înțeleg sensul clar. Așa. Sunt împotrivă, pentru că trebuie să respecte principiul contributivității. Atunci când ai un salariu, un venit, se respectă mult mai multe. Și sporuri în funcție de condiții sau de ce ai, și nivelul studiilor, și sunt mulți factori care contribuie, și importanța activității, și pericolul la care este expus, care contribuie la salariul tău, din momentul în care activezi. În funcție de asta, trebuie să ai o pensie. Pentru că după pensie ești eliberat. Sunteți de toate. Primar, poate cu voia electoratului și a lui Dumnezeu, dați 3-4 mandate acolo la Motru. Nu v-ar conveni să aveți o pensie specială într-o zi? Repet, când cumulată cu cea când de stat? Dacă cineva are un venit normal, că nu mă deranjează, dar în același timp punctul meu de vedere este că nu sunt corecte. Pensiile speciale nu sunt corecte și nu trebuie să existe. Săptămâna viitoare, nu? Își va asuma guvernul pensiilor speciale și pe... Și cu ocazia asta rămân suficienți bani, pentru că s-au văzut ce înseamnă pensii speciale, ce categorii, cât sunt, care... Dar nu rămân suficienți pentru dublarea alocațiilor acum. Și rămân bani și pentru alocații, chiar și pentru dublare, și pentru dublare, și pentru pensiile normale, creșterea graduală a pensiilor normale. Din septembrie. Să vă spun, am citit când noul ministru al finanțelor, domnul Câțu, când acolo a cerut fundamentarea pentru tot ceea ce s-a dat. Nu există așa ceva. Deci tot ceea ce guvernul PSD a zis că dă, nu avea absolut nicio fundamentare, nicio susținere economică. Doar pe împrumut, bazat pe împrumut, ca să dea. Și bineînțeles că te sperie un pic, adică te surprinde orice faci, ca și
banii, bugetul unei familii. Vreau să-mi cumpăr, să-mi schimb telefonul, vreau să-mi iau unul ultimul răgne, da, mă uit pe card, am bani, iau, nu am, de ce să-l iau? Cam așa, da. Lucrul ăsta nu l-a făcut guvernul, guvernele PSD, nu le-au făcut, au promis, evident că scopul lor, pe lângă faptul că așa fac de obicei, scopul lor era ca să aibă un capital electoral cât mai mare și le-a reușit, ca odată ajungi la putere să scape de problemele penale, să poată să... Și da. S-a văzut în... Este a treia în alt sector acel al atacului pe justiție. Da. Știu că a făcut și Predoiu niște numiri acum de șef de partid. Se leagă între ele. Da. O altă asumare a guvernului Orban, care nu știu dacă e chiar sănătoasă treaba asta cu asumarea pentru democrație, dar nu știu, de tranziție așa, poate că doar așa se poate acum, zic și eu. Alegerile în două tururi, domnule primar, sunteți pregătit pentru un scrutin în două tururi la Motru? Este ok să fie așa? Mai dumneavoastră, poate toate primările din Gorj, e ok pentru Gorjeni se întâmplă așa? Multă vreme alegerile primarilor se făceau în două tururi de scrutin. Da, cred că doar o dată sau de două ori a fost altfel. În rest erau în două tururi. Se merge pe premiza reprezentativității. Sunt 50 plus 1 trebuie să obțineți din numărul celor care votează pentru nu a celor cu drept de vot, nu? A celor care votează, care se prezintă care sau se celor prezintă, care se prezintă la vot, care votează, numărul votanților. Este o idee foarte bună, în același timp presupune și o cheltuială și timp și energie deci în plus, suplimentar. O cheltuială în plus. Cu două tururi pentru asta, ca și cheltuială, dar nu zicem că e atât de mare ca să afecteze, dublă sau una ca să afecteze cumva bunul mers. Nu neapărat, nu știu, un procent acolo cât o fi. Sunt situații în care se merită, depinde de localitate, de și de turul de scrutin. Și să vă spun de ce. Dacă într-o localitate, Motru, de exemplu, la un scrutin de genul acesta, ar fi trei candidați pentru funcția de primar, voturile s-ar împărți și eu zic că ar fi suficientă reprezentativitate pentru cel care are numărul cel mai mare de voturi. Dar apoi se pune problema. Dacă sunt 15, cum au fost candidați, se fărămițează și toți ceilalți, păi noi ne-am fi unit pentru celălalt sau am fi ales pe celălalt. Asta aveți oarecum experiența de la ultimele alegeri, nu? Da. Când în primul tur ați pierdut Motru, practic, la câteva voturi. Alegerile prezidențiale. La prezidențiale. Ați pierdut Motru. În turul 2 v-ați mobilizat foarte bine. Nu? Cei care în primul tur au reușit să pună în aplicare mecanismul ăsta sau, cum să zic eu, metoda asta de turism electoral, n-au mai reușit și a doua oară. Probabil o fi fost costisitor. Și atunci adevăratul rezultat cam ăsta. Plus că au mai coalizat alte partide cu domnul și asta, în al doilea tur de prezidențiale ați mai negociat cu alte partide, domnule, mai dați-mi câteva voturi, că vedem noi, ne înțelegem pe viitor, dar vreau să am un rezultat bun aici la Motru. Să știți că au fost discuții, dar nici nu era nevoie neapărat doar la nivel local. Ce s-a făcut la nivel central s-a propagat și în teritoriu și oricum oamenii au avut de ales între Dăncilă și Iohannis. Ce mai vorbim? Să lăudăm activitatea PNL Motru în condițiile în care nu vă înscrieți pe lista celor care au pierdut majoritatea în Gorj. Da, Gorjul este încă roșu, dacă stăm să o gândim așa. Este încă roșu, este curios, este inexplicabil că foarte multă lume este nemulțumită. Eu înțeleg cetățenii care sunt nemulțumiți. Eu înțeleg. Sunt foarte mulți nemulțumiți. De 30 de ani aproape, sau în general, merg în aceeași direcție. Ești nemulțumit, dar pe urmă ești tot acolo, cu aceiași. Ești nemulțumit, dar mergi iarăși cu aceiași. Este inexplicabil. Mai e vorba și despre munca de partid, despre...
puterea de persoasiune a liderilor politici locali aici, pentru că vă dați seama, noi nu prea am avut, de exemplu, PNL, nu prea puteți să vă lăudați cu oameni foarte noi, chiar și în biroul politic județean. Sunt oameni care s-au dedulcit așa cu succes pe vremea USL-ului, adică sunt asimilați cu PSD-ul, nu, a fost în alianță cu PSD-ul. Și acum a venit la oameni, și PNL, un nou PNL și spunem, domnule, noi suntem ăștia noi, o să luăm puterea. Vă dați seama că nici electoratul nu e atât de credul, de naiv, să zică, hai, ne aruncăm acum. Deci asta e problema la Gorj, că nu a fost o epurare, o curățare așa a clasei politice. N-ar trebui să fie o problemă la Gorj sau să aibă loc o curățare fără o logică sau o analiză. De ce vă spun? Că a fost USL, PSD cu PNL, dar credeți că neapărat a fost dorința celor de la Gorj, PSD-iștii cu PNL-iștii să fie într-o alianță? Nu. Dacă s-a decis acolo și în teritoriu trebuie să o facă. Că nu mai sunt, acum nu pot să-i blamez pe ăștia care au făcut parte dintr-o alianță stabilită la București. Blamez eu, dar s-ar putea electoratul. Păi și electoratul trebuie să înțeleagă. Alianța respectivă USL a fost făcută la București, înțelege și tot, iar cei din teritoriu au trebuit să ducă la îndeplinire și această lege, să se conformeze. Da? Acum, eu sunt convins că n-a existat așa un amestec, era ca două lichide total diferite. Când n-a mai fost cazul, s-au separat. Nu s-au contaminat, sau prea puțin contaminat. Am mai avut un domn politician data trecută aici, pe cât încercarea de tare să insinuez că traseismul nu e bun, că dăunează dezvoltării politice, traseismul e cu totul altceva. Și mai departe, nu știu, dar e într-un fel aceeași chestie, adică nu, dumneavoastră ziceți că nu sunt de condamnați oamenii că au făcut parte din USL și au stat la masă cu PSD-iștii și și-au împărțit funcții și acum stau la masă cu PMP-iștii și își împart funcții din nou, pentru că le-au avut înainte și în perioada de opoziție și le-au dorit atât de tare că au stat în opoziție și astăzi sunt bine mersi. Politică înseamnă negociere și dacă liderii sau... În niciun caz moralitate, nu? Ca să fie clar. Dacă pentru a obține ceva, de a face ceva, ați duce la îndeplinire un program, ai nevoie de alți parteneri și care să meargă în aceeași direcție sau pentru a-ți îndeplini principalele obiective, cedezi, renunți ca să duci la îndeplinirea alte obiective, eu zic că să fie bune pentru... Vine cap acum vechea zicală populară, te faci și frate cu dracu până treci lacul. Nu merge și poate în politică. Poate că și asta. Poate. Dar nu reușesc. N-am reușit până acum să conving niciun politician că nu e bună negocierea cu persoane care au făcut rău județului Gorj. N-am reușit. De exemplu, USR iese domnul Miroță și spune că nu vom fi niciodată în alianță cu PSD-ul. PNL-ul încă nu spune, nu vom face nimic cu PSD-ul pe viitor. Domnule, s-a făcut o declarație, poate a exagerat un pic, pentru că este evident o altă zicală, vine mie minte acum, niciodată să nu spui niciodată. Nu poți asta să știi ce stereotipie deja. Nu poți să știi în ce conjunctură ai nevoie de pentru majoritate sau pentru a face ceva, de cei pe care acum zici niciodată nu voi fi aliați. Înainte de a continua, mai aveam un subiect la începutul emisiunii, am spus eu și cu... Mai ales că USR-ul, domnițul din USR și nu știe ce se decide președintele la nivel național. A fost cu domnul Barna la pensiune, am văzut eu acolo pe unde au fost, nu știu ce strategii au făcut. La începutul emisiunii, în afară de faptul, v-am spus eu așa, mai glumă, mai serios, că am rămas singurul jurnalist independent, n-am spus-o întâmplător. Niște informații așa pe la urechi în ultima vreme, că sunt câțiva politicieni care le plătesc salarii la niște jurnaliști formatori de opinie, pe care dumneavoastră îi vedeți în prime time pe la televiziunile din Gorj. Acești jurnaliști sunt plătiți la negru de multe ori ca să spună niște adevăruri, adevăruri relative ale lor, evident, pentru a vă încețoșa privirea și
mințile. Dar toate la timpul lor. Mai aveam un subiect referitor, înainte de a trece mai departe, domnule primar, vreau să-mi permite să vorbesc un pic despre spitalul din Târgu Jiu, să vă întreb și despre ăla din Motru. La spitalul de urgență din Târgu Jiu, spitalul de urgență Gorj, urmează un concurs. Va urma un concurs pentru ocuparea postului de manager, după ce capul a fost debarcat cu niște eforturi, niște manipulări, niște chestii pe acolo, nu le mai detaliem, le-am mai vorbit noi despre ele. Acum sunt trei candidați, doamnelor și domnilor, acolo. Tiberiu Tătaru, fost manager, este vorba de domnul Vienescu, actual manager interimar și director economic pe vremea lui Capotă, și un domn căruia am uitat, iată, Grigore, cred, de la Novaci. Toți trei vor să ocupe acest post. Și eu mi-am notat aici, PSD-știi vor din nou las butoanele spitalului județean. Pentru că decizia, forul decizional pentru ocuparea, cine va face examinarea, este în primul rând Consiliul Județean, printr-o comisie, nu? Va stabili cine va câștiga acest post. Mi se pare revoltător, însă nu-i cunosc foarte tare activitatea lui Tiberiu Tătaru acolo în spital, însă mi se pare chiar revoltător și plin de tupeu să vii din nou să vrei acest post pe care l-ai mai ocupat în timpul mandatului. Nu s-a văzut nimic care să fi dus la dezvoltarea sistemului de sănătate. Create condiții speciale și iată un domn ca acesta vine din nou și încearcă să obțină acest mandat. Și culmea, nimeni nu a ieșit cu opoziție, nici măcar cei de la PNL n-au venit. Cred că și când era Tiberiu Tătaru erau poziții. Murea cineva pe la spital, ieșea cineva de la PNL și comenta, ia uite ce dezastru la spital. Când cu acreditarea, nu? Când a fost scandalul cu acreditarea pe timpul lui Tiberiu Tătaru, la fel, PNL-iști săreau. Acum când s-au anunțat aceste candidaturi, nimeni nu sare. Din punctul meu de vedere, cel puțin primii doi pe care vi-am enumerat, nu au ce să caute, nu știu cum și-au mai permis să depună dosarele acolo. Nu știu de ce mulți specialiști fug de acest spital, pentru că, într-adevăr, e o problemă acolo, e o cloacă de bacterii, probleme cu angajările pe șperi și alea, care s-au făcut întotdeauna, adică chiar și pe timpul lui Tătaru auzeam că s-au făcut angajări pe șperi. Deci aștept o reacție de la USR, care a făcut o conferință de presă înainte de debarcarea lui Caput, aștept și de la PNL, domnule Jeanu, o reacție pe această temă. Cum mai permitem unor oameni ca ăștia, chiar dacă actele le permit, adică au un management făcut în administrația spitalului sau cum îi spune acolo, dar iată vin și vor să fie din nou la spital, unde practic se decide soarta gorjenilor, nu? Cam toți mergem pe la spital. Cum vi se pare chestia asta? PSD-știi, iată, vor din nou să ia spitalul, nu? Poate că aveți dreptate, dar acum pentru cine? Nu înțeleg de ce nu se implică alți posibili manageri, că nu trebuie să fie pentru postul de manager, nu trebuie să fie medic. Da, mi se pare o lipsă. Trebuie să fie jurist, economist, medic. Da, am înțeles de acolo că trebuie să ai un masterat, dacă m-am exprimat. Sau un curs de management medical. Există o calificare necesară ocupării poziției de manager de spital. Sau manager în general. E un curs de câteva luni, un an. Este și nu la prea mulți, dar în același timp constatăm că eu tot ce știu despre Spitalul Târgu Jiu sau despre oamenii despre care vorbeați, care sunt candidați acum pentru postul de manager, doar din presă, din presa gorjeană. Mai mult nu-i cunosc, nu locuiesc în Târgu Jiu și n-am avut, Doamne ajută, nevoie de spital, nici măcar la mine, dar aici ca să-mi fac vreo idee despre cineva sau despre cum merg lucrurile într-un spital. La Târgu Jiu cred că doar o singură dată în vizită la cineva, în rest n-am intrat în spitalul din Târgu Jiu. Cel mai important este că nu există concurență, competiție. Vedeți? Sunt aceiași contestați. Ce să spui? Stăm mai bine, stăm fără manager? Cam așa aș vedea eu. Dacă toți trei sunt contestați, că sunt convins că și domnul Grigore, am auzit Grigore de la Novaci, am auzit lucruri bune, nu-l cunosc personal, știu că a făcut treabă bună la Novaci, este lăudat acolo în comunitate. Dumnealui chiar spune că n-am avut de-a face, n-am implicații politice, da, dar când vine un vicepreședinte PSD, cred că Tiberiu Tătaru mai are o funcție în PSD, vine și își dorește să ocupe acest post, nu mi se pare în regulă, l-ai mai ocupat.
Poate că și mandatele astea ar trebui limitate la un număr de mandate. Aș repeta, într-un oraș cu 90.000 de locuitori, unde masa de selecție este consistentă, mereu participă doar cei contestați. Ce să mai spui acum? Dar e ciudat, acum? Dar nici presa. Ce să spui? Ciudat că nici presa. Și presa, uite, spuneți dumneavoastră, poate mai vine cineva, mai vine cineva și spune. Și atunci răspunsul care l-ar pune, poate uite, Consiliul Județean, bine, cine? Cam așa ar fi. Cine să participe? Sau poate pui niște condiții restrictive, dar n-ai voie să pui de participare. Ești contestat, nu știu dacă asta e un criteriu, dacă ești contestat de presă sau de locuitor, să n-ai voie. Pentru că am ajuns în situația în care... Și dacă și nu, deci, repet, nu țin. Unul dintre ei chiar aș fi subiectiv, dacă aș, pentru că cândva de mult am avut... ceva și chiar îl detest ca om, dar nu vorbesc despre ei. Nu este selecție, nu e masă de selecție. Ce să spui acolo? Deci asta e necazul nostru. Necazul nostru. Sunt convins că sunt oameni bine pregătiți, economiști sau juriști, care au și ce le trebuie să candideze, dar nu se încurcă cu Spitalul Județean Târgu Jiu. Sunt convins că sunt medici, că și medici pot să fie, care ar putea, dar preferă să stea în linia a doua. Ceva se întâmplă la spital și ține departe personalul care poate s-ar descurca sau ar face multă treabă. Eu aștept să văd ce se va întâmpla cu această selecție. Dacă va câștiga primul sau al doilea sau al treilea, vom vedea. Însă e posibil ca după ce se va schimba conducerea Consiliului Județean, că e posibil să se schimbe, cam ăsta e trendul, să vedem cu un Consiliu Județean nou care vine, face o evaluare, îl schimbă și pe ăsta care va câștiga, nu? Cam peste o jumătate de an și din nou înceață. Și investiții majore, că asta e problema. Un manager are niște criterii de performanță. Dacă va fi schimbat ușor, înseamnă că nu și le-a îndeplinit. Nu știu dacă actualul manager, fostul manager sau interimarul despre care spuneți și îndeplinește sau sunt criteriile de performanță sau atribuțiile pe care le are în funcția asta de manager de spital și este ținut doar pentru că, așa cum a spus, e membru PSD, sau că nu există soluție, variantă. Eu aș vrea să se ridice vălul... În orice caz, din toată asta pierdem noi, pierd orașul posibilii pacienți, pentru că un manager incompetent sau mai puțin competent pentru poziția asta de la spital se răsfrânge asupra actului medical, oricât de mult s-ar strădui medicii specialiști. Da, chestia asta este un adevăr atunci... deja notat în ultimul raport de control al fostului ministru al sănătății de la PSD, care spunea că nu sunt pacienți pe secții și chiar se recomanda comasarea. V-aș întreba direct ce se întâmplă cu spitalul dumneavoastră de acolo, că au fost ceva probleme și pe acolo, dar lăsăm asta pe mai încolo. Haideți, vă propun, pentru că ne apropiem deja de a doua jumătate a emisiunii, să discutăm despre Oatamotru. A fost ieri domnule Gigel Jeanu în conferință de presă la sediul PNL. Vă întreb, cu asta vreau să încep, de ce ați făcut această conferință la sediul PNL și nu ați făcut-o la dumneavoastră, la sediul primăriei sau la sediul societății Oatamotru? Ați reușit după multe încercări, pentru că am fost la majoritatea ședințelor de Consiliul Local, știu cu ce probleme și ce ostilitate v-ați confruntat acolo la Motru, ați reușit schimbarea postului deja administrator special, domnul Eugen Corcoață. Spuneți-mi la început, de ce această conferință la PNL, la sediul PNL, ce legătură avea politica cu... Pentru că până la urmă... Vorbim de o societate a Consiliului Local. Vorbim de o societate a Consiliului Local. Consiliul Local care are o structură politică. Vorbim despre... Și trebuie să fac așa o prezentare. Societatea se află în insolvență din 2015. Adică înaintea actualului mandat. Și al meu și al Consiliului Local. Și vechiul Consiliu Local, unde majoritatea era tot PSD, a pus un administrator special în persoana domnului Corcoaț. Aceeași fost director, cel care în mai puțin de 3 ani a condus societatea către insolvență.
De ce spun că a fost politic? Pentru că în decursul ăsta la 3 ani, de când 3 ani și jumătate de mandat, domnul Corcoață s-a ascuns mereu în spatele majorității din Consiliul Local, majorității PSD. Orice informație, orice date ceream de acolo, transmitea doar ce voia, le transmitea doar Consiliul Local și orice încercare a mea, mai ales că în fața cetățenilor, primarul răspunde și primarul conduce și prin lege serviciile de utilitate publică. Ori Consiliul Local, majoritatea din Consiliul Local, majoritatea PSD din Consiliul Local, care a numit un administrator special vicepreședinte PSD, bloca acest lucru. A încercat să blocheze cu totul și cu acest lucru. Ori în acești 3 ani și ceva, eu am avut multe suspiciuni că lucrurile nu merg bine. De ce spun asta? În perioada aveați de care vorbim... informații din interior sau vă bazați pe ce vă trimiteau la primărie și Consiliul Local? Și altceva. De exemplu, pot să vă spun simplu, în 3 ani și ceva, în aproape 4 ani, societatea a primit, chiar dacă era în insolvență, a primit ca cu titlu de ajutor de la guvern, pentru subvenții și pierderi induse, nu oricum, o sumă foarte mare, 218 miliarde. 21 de milioane, 218 miliarde în această perioadă, doar din fondul de rezervă al guvernului, ajutor guvernamental. Aici se adaugă banii primiți pe energia electrică, funcționează în cogenerare și primesc sume importante. Bani pe bonificație pentru cogenerare, primește și o bonificație. Prioritate la a pulsa în sistemul energetic au societățile care produc în cogenerare, eficient. Fără să consum nimic special, produce energie electrică și are prioritate. Și primește și bonificație pentru asta, la care se adaugă și încasările. Chiar dacă nu sunt cât ar trebui, sunt și încasări. Iar societatea mereu mergea prost, mereu era cu apa la gură și la limita. În 2011, scuzați-mă, am fost, pe când era primar domnul Hanu, am fost în birou la dânsul pentru un interviu pe problema asta și mi-aduc aminte chiar în iarna aia, da, încasase chiar în perioada asta vreo 80 de miliarde de la stat. Da. SNL-O, printr-un sistem de compensare, a obținut și a dat. Deci exact în 2011, când l-au numit director, probabil atunci a fost cred numit că da. Domnul da, Corcoață, da. Societatea nu avea datorii deloc. Da, mi-aduc aminte și că se lăuda domnul Hanu atunci cu suma aia de 80 de miliarde. Da, și eu puteam nici să număr în gând atâția ori bani. Ori la data respectivă era o sumă importantă, foarte importantă. Deci ăsta a fost semnalul că, domnule, au primit bani. Asta ați conchis dumneavoastră. Da. Au primit 200 de miliarde de-a lungul timpului și tot au mers către insolvență. Am avut propuneri către administratul, către societate, către administratul judiciar, pentru a eficientiza activitatea. A refuzat orice colaborare, să recepteze orice mesaj transmis de la mine. Aveți o calitate procedurală să dați sfaturi administratorului special sau așa, prietenește, ați vrut doamna Somne, aveam și eu niște idei. Știți cum e? Aici, pe legea 85, pe legea insolvenței, se spune că se ridică dreptul Consiliul Local, autorităților locale să conducă, pentru că intră sub jurisdicția administratului judiciar, care preia tot, s-a dizolvat Consiliul de Administrație, s-a dizolvat AGA, administratorul judiciar conduce destinele societății, administratorul judiciar are obligația să facă toate demersurile, până inclusiv reorganizare, să scoată societatea din insolvență, și doar dacă și să raporteze Consiliul Local și totuși, ceea ce îmi spuneți ori raportări ieșea bine, ieșeau foarte bine raportările trimestriale, în realitate ce știam eu din uzină, lucrurile mergeau prost și am încercat de mai multe ori lovindu-mă de refuzul atât al Consiliului Local cât și administratorului special protejat de Consiliul Local, de majoritatea asta din Consiliul Local, majoritatea în jurul PSD, el fiind repet, vicepreședinte PSD, ridicat suspiciun că ceva nu este în regulă. Foarte regulă. Am încercat de mai multe ori să intervin. Știți bine că am fost refuzat. S-a
Consiliul Local a respins propunerile mele de înlocuire. Consiliul Local respingea propunerile mele privind solicitări de informații sau alte date din cadrul uzinei. Mă rog, până la urmă am reușit, a fost schimbat. De ce eu am făcut conferința de presă de cele PNL? Pentru că este normal, primarul decontează, conduce serviciile de utilitate publică și el decontează. Și nu accept ca un partid care mi se opune să facă ceva, dar eu să răspund, eu să decontez. Și atunci am ținut neapărat să fac o conferință de presă, că prin intermediul presei toți cetățenii să afle, pentru că nu pot, și pe rețele am postat și merg prin oraș și vorbesc, toți cetățenii trebuie să afle că acolo e o problemă, cine a declanșat problema, cine a întreținut prostul mers al lucrurilor și să afle adevărul. Domnule Jeanu, vă asumați numirea noului administrator, special în persoana domnului Țurlea. Presa a relatat despre dumnealui că a avut ceva probleme cu legea, că a suferit o condamnare administrativă, am înțeles, legătură cu activitatea unei societăți comerciale. Are problemele pe care le-au avut cu legea și acea condamnare se datorează faptului că a reușit să-și protejeze familia. Deci o problemă de familie în care el a fost pus în situația de a-și proteja familia, soția și fetița, care la data respectivă era mică. Fiind vorba de familie... Nu oportunez prea tare cu întrebări incomode în această seară, dar este o scuză. Indiferent pentru ce motiv încalci legea, dumneavoastră nu puteți să-mi spuneți mie că domnule a făcut o... Dacă judecătorul a decis într-un anume mod, că mai avem noi pe unul belgier pe aici care urlă sus și tare că mafioții din justiție i-au făcut nu știu ce, un prieten al domnului primar de la Târgu Jiu. Eu cred că aceste decizii judecătorești ar trebui luate ca atare. Și eu v-am zis, presa a relatat că a avut ceva probleme. Văd că presa n-a bătut piua prea tare pe chestia asta, dar eu v-am întrebat dacă pentru dumneavoastră a fost sau nu o problemă sau dacă legea primează pentru dumneavoastră, deciziile instanței primează sau nu. Au fost câteva propuneri și decizia a aparținut adunării generale acționarilor. A fost înființată AGA, reînființată la solicitarea noastră în Consiliul Local. S-au numit reprezentanții în AGA și AGA, convocată de către administratul judiciar, din mai multe propuneri Acest domn Țurlea cu niște probleme cu legea, indiferent de ce motiv, dânsul a manageriat o unitate de alimentație publică, nu? Un bar, un restaurant, ce făcea dumnealui înainte? Da, ceva de... Eu l-am urmărit ieri pe dânsul. Dumneavoastră l-ați ajutat foarte tare în declarațiile de presă. Aș dori să reluați într-un fel și pentru telespectatorii noștri din această seară ce a spus la conferință de presă, ce s-a găsit la OAT acolo, ce a găsit acest domn Țurlea. Nu l-am invitat și pe dumnealui, pentru că sunt niște chestii care s-au găsit acolo pe baza suspiciunilor pe care le aveați înainte, iată, s-au găsit documente care confirmă. Da? A confirmat suspiciunile noastre. Poate vor confirma și organele pe care anunțați că le veți sesiza. Au fost deja sesizate. Ați făcut plângere? Unde ați făcut plângere? La parchet. Pentru ce infracțiuni? E treaba lor, juriștii lor. Pe baza ce a spus juriștii... foarte bine. Eu am avut senzația că dumneavoastră știți atât de bine activitatea de acolo și documentele mai bine decât acest domn Țurlea. Pentru că de fiecare dată când domnul Țurlea avea dificultăți în exprimare, dumneavoastră ați preluat foarte bine. Mi se părea că sunteți foarte implicat acolo. Adică domnul Popescu, nu aș vrea să spun că parcă ați conduce dumneavoastră. Fiind serviciu de utilitate publică, eu m-am implicat încă de la început. Încă de la început de preluării mandatului. Mai ales că era o societate cu probleme. Deja în insolvență. Nu numai. Și în partea cealaltă am încercat.
că m-am lovit de blocaje, e cu totul altceva. Și am căutat să înțeleg ceea ce se întâmplă acolo, în primul rând tehnologia, că în funcție de asta știi și mai ales că am pregătit investiții și avem întocmite niște studii, niște documentații pentru a putea accesa bani, să modernizăm această societate, să o reabilităm, să îndeplinească toate condițiile și de mediu, și de muncă, și de eficiență. Ce s-a găsit acolo? Ce Așa. V-a spus? Ce v-a transmis acest domn Țurlea? Ce a găsit el de nota penalului, nu? Ce a fost atât de grav acolo? Printre multe altele care la un moment dat le aflam din uzină și păreau că, evident, sunt nereguli, unele în afara legii, par mici pe lângă raportări fictive în ce privește consumul și producția. Astea sunt foarte... Consumurile și producția. Astea mi s-au părut foarte grave, sunt foarte grave, au efecte, s-ar putea să aibă efecte foarte importante asupra activității uzinei și este unul din motivele pentru care eu am ținut neapărat să prezint, să fac această conferință practic, de presă. Practic, dumneavoastră ați spus ieri că exista o producție de energie, nu? Și de energie electrică și termică mai mare decât cea declarată pentru ca numărul certificatului de carbon care este datorat de genul ăsta de întreprinderi de să fie mai mic, da. Poluator și să fie mai mic. Ar putea fi într-adevăr o infracțiune, însă vine domnul Corcoață astăzi la un post de radio și zice un verificator autorizat al Agenției Mediului face în perioada ianuarie-martie toate calcule și stabilește emisiile pentru anul precedent. Nu este sarcina OATA, ci a unui verificator, a declarat fostul administrator special. Domn profesor, știți că eu am încercat după ce am, în săptămâna asta, în cele câteva zile de când s-a schimbat administratorul, am încercat să iau legătura și să cer punct de vedere. Și am zis, mă, poate se înșeală cei care sunt acum. Domnul Țurlea sau... Domnul Țurlea a făcut niște acuzații și mai grave. M-a aruncat în cârca acestui verificator niște acuzații cum că haideți s-ar fi înțeles să vă Corcoață. Mie mi s-a părut că au fost un pic cam exagerate. Să vă spun cum stau lucrurile descoperite acum și veți vedea sau vom vedea dacă acuzațiile se confirmă și sunt convins că se vor confirma. De ce? De când apar probleme, cei implicați încep să se descotorosească, încearcă să paseze vina. Toți. E aproape general. E natural. Nu știu dacă e. Da, e aproape în firea oricui atunci când este acuzat de ceva să încerce să-și găsească o scuză, un motiv sau un alt vinovat. Asta s-a întâmplat și pe acolo, pe aici. În perioada asta am zis, mă, poate s-a înșelat, poate o fi alte reguli, o fi ceva ce nu a înțeles noul administrator câteva zile, poate nu mi-am dat eu seama în câțiva ani ce aș putea să cer și am luat legătura cu domnul Corcoață. Greu de tot, pentru că a fost o perioadă îndelungată în care inclusiv îmi blocase numărul, nu puteam să-l sun. Foarte grav. Deci l-a sunat acum după și ce l-a am reușit Țurlea, am reușit să iau legătura, să-l chem să-mi spună despre ce e vorba. Poate mă convinge că nu e așa. Înainte de conferința de presă, să știți. Și nu v-a convins. Și nu m-a convins. A încercat să paseze vina că nu eu, că alții îmi dau, alții îmi fac, alții îmi calculează. Dar recunoscut așa voala printre ele că raportarea spun, asta ar fi fost falsă? Să vă spun, a dat-o pe altul. Să vă spun de ce consider eu că doar încearcă, că nu reușește să paseze vina. Certificatele de dioxid de carbon se calculează în funcție de combustibilul folosit și de cantitatea de combustibil folosit. Adică există formule în care spune prin care se calculează numărul de certificate de carbon. Pentru consumul de cărbune, de lignit, există o formulă și rezultă un număr de certificate. Pentru păcură există o altă formulă și rezultă un număr de certificate. Pe care o aplică acest verificator, nu? Pentru imediat ajungem. Pentru gaz metan există o formulă și rezultă un număr de certificate. O uzină funcționează cu uzina mutru funcționează cu cele trei tipuri de combustibil. Și pe perioada de iarnă și pe perioada de vară. Are contracte pentru acestea, și pentru cărbune și pentru păcure și pentru gaz. Consumă cantitățile pe parcursul unui an.
Deci cheia de control este foarte simplă. Nu-mi dau seama cum puteau să transmită în altă parte. Interes, pentru că, nu știu, cred că și dumneavoastră ați anunțat anterior conferințe de prensă că OATA poate ieși în aprilie din insolvență. Exact, vă spun. Deci da, datele... Și după aceste, după conferință, surprinzător, OATA nu mai poate ieși. Da. Cu o lună înainte eram convins, după datele trimise sub semnătură hârtii, atât Consiliul Local, Primăriei, cât și administratul judiciar, adresă, prin care făcea o situație a veniturilor, în care inclusiv ajutorul de la guvern și toate celelalte venituri, cheltuielile cu tot, inclusiv certificatele de CO2, și mai rămânea cu rest la sfârșitul lunii martie. Și solicita ieșirea din insolvență. M-am bucurat. Nu așa tare. Sunt premizele ieșirii din insolvență. Când ajunge acolo și am găsit ce am găsit, mi-am dat seama că de fapt erau niște, cum mai procedează. Dar poate au făcut-o intenționat, poate a fost un șiretlic, iată, de a păcăli pe cei care verifică chestiile astea, pentru că ce se va întâmpla, domnule Jeanu, și probabil că după dezvăluirile dumneavoastră vine în control Agenția Națională de Mediu și stabilește din urmă nu știu câte milioane de euro acolo prejudiciu, care trebuie date de către administrația locală. Și astfel mă îndoiesc că într-un an va mai reuși OATA să iese din insolvență și clar va urma falimentul și desfințarea. Este motivul pentru care... Vă asumați asta? Nu mi-asum, de asta am și făcut conferința de presă. Lumea trebuie să știe cine care e vina. Iar eu nu terminasem explicațiile, dar poate am ocazia să... Iar eu mi-asum că voi face tot ce se poate ca să o salvăm. Deci, mai ales că am și program de investiții. Voi face tot posibil ca să o salvăm. Asta pot să spun. Dar toată lumea, și dumneavoastră, și toți locuitorii din Motul, presa, trebuie să știe de la ce am plecat. Pentru că nu pot să zic, să nu știe lumea care e situația, eu să încerc să rezolv problema, să nu reușesc și, păi tu, că eu deja nu mai sunt de câteva luni. Va fi o mare realizare a dumneavoastră în mandatul ăsta și celălalt. E o provocare foarte mare. Să scoateți această societate. Este o provocare foarte mare. Eu sunt o societate problemă. Eu de când știu mediul ăla de la motorul politic, social, economic, OATA este gaura neagră acolo. Este, da, peste tot sistemele de termoficare centralizat au probleme, trebuie să fie susținute peste tot. Dar trebuie să știi exact care e situația, să știi cu ce susții, ca să nu cu minciuni, nu cu falsuri, nu cu jonglerii. Mai ales când iei la cunoștință despre acest lucru, nu poți să-l ascunzi, evident. Poți să nu spui nimic dacă n-ai luat la cunoștință, dacă nu știi despre când ai ști legea. Notezi și subliniez promisiunea dumneavoastră și angajamentul ferm că veți încerca să salvați. Chiar în formula asta să fie. Această intervenție, să salvați locurile de muncă. Un lucru n-am înțeles la domnul Corcoață și la cei care, cu care lucra acolo în uzină. Existând aceste chei de control, cum ai putut să transmiți date eronate? Nu știu, iată ce spune, că nu și era datoria dânsului, asta am înțeles. Mai mult decât atât, dumnealui nu mai putea să mai facă lucrul ăsta anul acesta. De ce? Pentru că anul trecut, acel verificator, acea firmă... Este o societate agreată de stat. Agreată de către Ministerul Mediului, de Autoritatea de Mediu, care a câștigat licitația să verifice contracost societățile de genul acesta. Și dumneavoastră și domnul Țurlea a descoperit anul trecut acest lucru și le-a impus ca... Înscris sau de vorbărie? Poți înscris. Le-a impus ca de anul ăsta. Informațiile astea de la angajați de acolo? Da, de acolo, de la angajați. Bineînțeles. Interesant. Ar trebui să o facă legal înscris acei domni, pentru că la momentul ăsta, dacă este așa, acea societate este în culpă cu domnul Corcoață și administratorul judiciar chiar. Exact. Poate să aibă o culpă. Mai mult decât atât, aceleași date corecte erau trimise către ANR. Deci către Agenția de Reglementare în domeniul energiei. Erau corecte. Nu aveau niciun interes să transmită altceva, că nu primeau bani. Primeau bani de la energie și pentru... Deci acolo erau corect, iar societatea, verificatorul, exact comparând datele pe care le primea el cu cele de la ANR... S-a înregistrat un dosar la parchet. Să rețină și telespectatorii mei,
Da? Împotriva domnului Corcoaț, direct, pe da, persoană fizică, da, da. Cum ar veni. Da, am reținut angajamentul dumneavoastră de a rezolva problema, am încredere că o veți face. Da, face toate demersurile. Să știți că nu mă sperie munca, nu mă sperie o problemă, oricât de grea ar fi, e ca o provocare și atunci ai satisfacție când rezolvi probleme, cu cât mai grele, cu atât mai mari. Important este să fii lăsat sau ajutat, nu împiedicat. Despre pentru ajutor? Că, pentru că... ceva asemănător a fost și la nivelul urbei, a orașului. Ceva destul nu de mai avem greu, foarte de mult greu. Timp din emisiune. Și pentru mine a fost o provocare. Uitați că au trecut 3 ani, am reușit să rezolv în mare parte probleme, chiar dacă mai sunt cetățeni nemulțumiți. Dacă vorbim despre ajutor să... și piedici, mă scuzați, nu mai avem mult din emisiune. Da. Știu că am putea discuta 3 ore. Aveți un discurs productiv, ca să spun așa. Domnul Nejianu, ieri ați primit 0 bani de la Consiliul Județean pe... procentul acela din cota de TVA. Da. Și pentru reparații de drumuri, tot zero. Zero ați primit? Este, Vă așteptați să primiți bani? De data asta vă întreb, că dumneavoastră știți contextul politic, coloratura politică a Consiliului Județean, vă așteptați? Ținând cont de declarațiile de anul trecut și de acum 2 ani și de dinainte, ale celor care decid, care împart acești bani, mă refer la președintele Consiliului Județean și a consilierului județean din Motru, fostul primar, domnul Hanu, eu mă așteptam ca măcar să-și confirme propriile declarații, să pună ceva bani acolo. Deci, arătați obrazul domnului de Hanu? Ce? De ce? Pentru că în anii precedenți, când tot 0 lei mi-au dat, la împărțirea acestor sume, acestor cote, spuneau că nu am proiecte în derulare. Atât președintele Consiliului Județean, cât și domnul Hanu, care plecase din primărie de un an și nu mi-a lăsat nimic pregătit. Și zice, nu-ți dau bani, nu sunt de acord să primești, bani. Fost primar care să creadă că o primărie niciodată nu se satură de bani. Un primar niciodată. Oricât de mulți bani avea, poți să faci. Faci cât mai mult. Deci cât mai mult. Iar un fost primar, care acum consilier județean și vota bugetul, a zis, nu, n-am fost de acord, am votat împotriva faptului ca tu să primești bani la Motru, pentru că n-ai proiecte în derulare. În condiție care știa ce mi-a lăsat. În derulare. Da. În anul următor n-ai reușit să ai proiecte în derulare. Zero. Nu sunt de acord să ai. Anul ăsta m-am dus și le-am făcut adresă de la început, de multă vreme, ca să știe. Am proiecte în derulare. Am proiecte. Dacă până acum a spus, munca mea de 3 ani deja începe să dea rezultate. Am peste 12 milioane. Am 1 milion de euro cofinanțare, din care în anul ăsta, în 2020, trebuie peste 500 de mii de euro echivalent să plătesc cofinanțări și ineligibile. Am proiecte, da? A spus că nu îmi repartizați bani, că n-am proiecte. Acum am. Și sunt multe. Și sunt în toate domeniile. Am avut grijă să fie din toate domeniile de vieții unei urbe, unei localități, să se adreseze tuturor. Și sunt cele mai importante proiecte care chiar îi ard pe oameni. Care chiar vin în întâmpinarea nevoilor oamenilor. Iar Consiliul Județean și fostul primar zic tot zero. Acum nici măcar n-am mai mult. Domnule primar, în încheiere, aveți guvern. Poate nici nu mai e nevoie de bani ăștia de la Consiliul Județean cu posibilul sprijin pe care l-ați putea primi din partea guvernului. Ați făcut demersuri, v-ați planificat viitoare demersuri să mergeți la ministere, la ministru, la... Evident că voi reîncepe demersurile. Acum suntem în faza în care avem o lege a bugetului și avem sumele repartizate. După ce vedem ce putem face, urmează și demersuri către guvern. Nu uităm că la sfârșitul anului, în o lună și ceva cât a fost guvern, nicio primărie, indiferent dacă a fost consiliu de PSD, n-a avut probleme. Dar la sfârșitul anului. La mine să nu vină cu explicații, lasă că îți dăm la rectificare. Că vine rectificarea în octombrie-noiembrie. Pentru că este evident că n-ai timp să parcurgi procedurile de achiziție a nimic. Categoric. A nimic. Dar și și-au asumat răspunderea pe buget, tocmai pe considerentul ăsta, ca administrațiile publice locale, OAT-urile să știe cum să-și prognozeze cheltuielile, proiectele. De acord. Vom vedea. Domnule Georgianu, vă mulțumesc foarte mult pentru participarea în această seară. Așa cum v-am spus, aveam multe de discutat. N-am discutat despre, de exemplu, despre impactul închiderii carierelor. Se tot vorbește că, inclusiv prim-ministru spunea într-o declarație ieri, spunea că cărbunele nu mai are viață multă și, evident, vor urma, pentru că acolo, în Motru, aveți
cred că majoritatea lucrează minerit, nu mă înșel, și n-am discutat despre impactul acestor închiderii, acestor cariere, n-am discutat despre schimbarea lui Boza, care turbură apele în sindicate, dumneavoastră ați lucrat în CEO multă vreme, n-am apucat să discutăm despre proiecte, a zis dumneavoastră că aveți, e bine că sunt, vom vedea, n-am apucat să discutăm de asemenea nici despre campania 2020, despre contracandidați, dar vă promit, la proxima ocazie, în următoarea emisiune, discutăm nu numai despre campania 2020, asta înainte de a începe campania propriu-zis. Vă mulțumesc foarte mult pentru participare. Domnilor și domnilor, la fel și dumneavoastră, vă mulțumesc că ați avut răbdare și ne-ați urmărit. O seară minunată, un weekend excelent. Manipulări, interese și controverse. Nimic nu trebuie lăsat la voia întâmplării. Evenimente, declarații și personaje. Victor Popescu și vă aștept în fiecare vineri seara, începând cu ora 21, la emisiunea Săptămâna într-o oră, o analiză totală marcată de sus.